Capitolul 12. Dumnezeu mustră pe David prin Nathan. Domnul a trimis pe Nathan la David și Nathan a venit la el și i-a zis, Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușa pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan: Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan a zis lui David, Tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat: Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe urie hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, Niciodată nu se va depărta Sabia din casa ta, pentru că mai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Nathan: Am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Moartea copilului, Solomon. Și Nathan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David nevasta lui Urie și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi Copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, căci ziceau: Când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: A murit copilul și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii lui i-au zis, Ce însemnează ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, și acum, când a murit copilul, te scoli și mănânci." El a răspuns. Când trăia copilul, posteam și plângeam, căci ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevastă sa Batșeba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Edidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Luarea rabei și supunerea amoniților Ioab, care împresura raba fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis soli lui David să-i spună, am început lupta împotriva Rabei și am și pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărește împotriva cetății și ia-o, ca să nu iau eu și să vină asupra mea cinstea. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba. A bătut-o și a luat-o. A luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talent de aur și era împodobită cu pietre scumpe au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate. A scos pe locuitori și a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și a pus în cuptoarele de cărămizi. Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.